În primul rând vreau să mulțumesc Ministerului Afacerilor Interne și tuturor celor care au asigurat pe teritoriul țării 18.500 de secții de vot, 9 milioane și jumătate de români care au votat și au votat în condiții fără niciun fel de problemă. Problemele au fost în diaspora, unde la Londra, la Paris, la München, nu toți cei care vreau să voteze au putut să-și exercite dreptul de vot. Îi spun bun venit domnului ministru Meleșcanu, pe care experiență și diplomație mă bazez, ca să rezolve problema logistică, în sensul în care absolut toți românii din diaspora să poată vota pe 16. Politic nu o să o rezolve, că politic nu se dorește rezolvarea. Nemulțumirea legitimă a celor din străinătate a fost confiscată politic de către domnul Băsescu, de către domnul Iohannis, și asta probabil că nu o să putem rezolva până duminică, nici nu se dorește, dar din punct de vedere logistic, domnul ministru Meleșcanu, astăzi aprobăm suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu exact suma care a fost solicitată, 1,5 milioane din fondul de rezervă, și dumneavoastră, în colaborare cu Biroul Electoral Central și cu toți reprezentanții noștri diplomatici, sunt convins că veți reuși să organizați în condiții foarte bune, mai ales că s-au mai rezolvat problemele birocratice, votul în diaspora. În egală măsură, azi adoptăm hotărârea de guvern propusă de Ministerul Educației, un lucru care se mai folosea de altfel la cam toate alegerile și locale și generale. Ziua de luni pentru studenți este liberă. Cei care vor, sigur, să rămână în centru universitar, rămân. Dar cei care vor să meargă acasă, să poată să voteze. Vineri, domnul. Și vineri. Vineri și luni, în așa fel încât dacă merg acasă, votează acasă, unde evident nu sunt niciun fel de probleme. Dacă rămân aici, în centrele universitare, să ne organizăm bine și să nu fie niciun fel de coadă sau aglomerație. Mai vreau să spun două lucruri importante. Primul legat de faptul că, din fericire, mai sunt doar 5 zile de campanie electorală. Spun din fericire pentru că și aseară s-a dat un mesaj pentru pensionarii din România că nu li se cresc pensiile, zicea domnul Iohannis. Și eu vreau să anunț public că deja este adoptată măsura și strategia fiscal-bugetară, este trecută în calculele bugetare creșterea cu 5 puncte procentuale și că ideea că creștem pensiile cu cât crește economia e o prostie. Legea spune foarte clar, nu se ia în valoare creșterea produsului interbrut, deși și asta e bună, că avem creștere și anul acesta și ca și anul trecut, ci se face media între rata inflației și creșterea salariului mediu. Deci legea prevede foarte clar și noi aplicăm legea românească, nu ne dăm cu părerea pe la televizor și vreau ca toți pensionarii să știe că primesc pensiile mărite de la 1 ianuarie, indiferent de discuțiile electorale care au loc în această perioadă. Asta cu sub 300 de lei, sigur că nu există, că 350 este venitul minim, dar asta cred că știu oamenii și știu de asemenea că anul viitor trebuie să fie 400. Vreau să vă rog însă, domnul ministru a Muncii și domnule vicepremier al administrației, să vorbiți încă o dată cu primarii, cu prefecții, cu președinții consiliilor de județene, pentru că dacă sunt persoane care se înscriu în prevederile legale pentru a primi, pentru a intra în programul finanțat de Uniunea Europeană, de PEAD, și totuși nu au fost în listele inițiale, noi le-am trimis prin poștă tichetele, dar dacă sunt persoane care ar trebui să beneficieze conform legii, în sensul că au veniturile acelea scăzute, să trimită către autorități ca să putem să nu rămână nimeni care are dreptul fără să primească acele ajutoare. Mai vreau de asemenea să spun că tot ceea ce s-a discutat și este semnat de către guvern cu sindicatele din educație și din sănătate sunt înscrise în proiecția fiscal-bugetară 2015-2016. Nu este foarte mult. Dacă cineva spune că anul viitor va da 6% din PIB pentru educație, minte. Noi dăm atât cât putem și cât am stabilit cu oamenii raționali din care reprezintă domeniile respective și slavă Domnului că putem să creștem, nu să tăiem bugetele la educație și sănătate. Și ultimul lucru,
Săptămâna aceasta se trimit de la Postru aplicații de plată cu valoare de peste 200 de milioane de euro, de la 7% în mai 2012, anul acesta trecem de 50%, însă vă rog pe toți miniștrii care aveți autorități de management, în special transporturile și mediul, tot timpul spun, să continuați să trimiteți la Bruxelles cererile de plată, pentru că altfel anul viitor va fi un efort dublu să decontăm ceea ce am făcut din programul 2007-2013 și să începem deja proiectele pe 2014-2020. Mulțumesc celor de la presă. La final, domnul ministru Meleșcanu o să vină împreună cu purtătorul de cuvânt. Dacă e cazul, să vă mai spună ce, că a primit banii, nu, domnul ministru? Și modul în care vă organizați. Însă vreau să dau un semnal foarte clar de respect pentru toți cetățenii români care votează în țară, în Republica Moldova, în Italia, în Spania, în Franța, în 9 milioane și jumătate de români au votat în țară, fără niciun fel de problemă. Cred că toți sunt egali, și cei din țară și cei din afară. Nu e nimeni mai presus de ceilalți. Și refuz să accept jignirea și umilirea celor care votează în țară sau votează cu un anumit candidat. Nu, cei buni votează cu unul și cei răi cu altul. Nu, toți care votează sunt cetățeni bune acestei țări, în țară sau în afară. Și acest gen de discriminare și de ură între români a fost promovat timp de 10 ani și eu și noi trebuie să-l descurajăm în perioada imediat următoare.